Ne-am întors, dragi prieteni, cu fantastica performanța handbalului românesc, da, Dane, care a reușit să câștige astăzi în fața Norvegiei, cea mai titrată echipă din handbalul feminin, la o diferență de 8 goluri. Un rezultat nemaipomenit. Aici merge Strasbourg, Paris Saint-Germain, care trebuie să se încheie acum. Fine, Dane! Da, într-adevăr, un rezultat bun, dar un rezultat care a venit ca urmare a unui joc consistent al fetelor noastre și o prestație norvegienilor de nerecunoscut. Să nu uităm că până și Germania le-a bătut în prima partidă, așadar e bine. Eu n-am văzut de mult naționala noastră să aibă așa dinamică în joc și, într-adevăr, sunt anumite probleme, dar naționala joacă bine și să remarcăm până la urmă portarii noștri. Dedo a fost senzațională cu Germania, acum Dumanska contra Norvegiei și ne așteptăm la meciuri grele în continuare, pentru că în grupa principală vom avea Olanda, Ungaria și Spania, așadar echipe extrem de... Da, și Norvegia le va avea tot pe astea. Norvegia care, atenție, pleacă cu 0 puncte. Da, România pleacă cu 4 puncte. E greu să ne mai depășească. Șansele Norvegiei să mai ajungă în semifinale sunt extrem de mici. Sigur. Deci au fost câteva surprize de proporții totuși la acest campionat european, dar asta este cea mai mare. Norvegia, care abia s-a calificat până la urmă dintr-o grupă cu 3 echipe calificate, că dacă ar fi fost doar 2, Norvegia ar fi rămas acasă încoată. Este o mare surpriză, pentru că handbalul nu este un sport așa ca fotbalul, unde să se mai registreze surprize. Aici, dacă ești mai bun decât adversarul, monoman, n-ai cum să pierzi. Dar nu înțeleg cum de România, care a avut un avantaj substanțial încă de la pauză, 6 goluri la pauză, a reușit să-l mențină. Adică, dintr-o dată, cu un antrenor spaniol, mentalul s-a schimbat, Dane? Martin Ambros era antrenor și în campaniile trecute, când naționala a jucat exact în stilul nostru. Păi, din sigur, toate dar sporturile. Probabil în timp a reușit să construiască ceva. Ce pot să spun ceva? Că acest Martin Ambros nu urmărea meciurile din campionatul intern, nu făcea selecția la echipa națională. Jucătoarele erau aduse de cei din federație, care selecționau jucătoarele care credeau ei că ar fi cele mai potrivite. Nu știu exact în momentul ăsta dacă mai e la fel, dar cert e că într-adevăr mi s-a părut o chimie destul de bună între Martin Ambros și jucătoare. Probabil s-au făcut eforturi mai mari de data asta, dar avem și valori în echipa națională. Nu, valori am avut mereu. Nu asta era problema. Nu, e chiar o echipă echilibrată, asta vreau să spun. Adică mie mi s-a părut că au jucat disciplinat, au jucat cu ambiții, au jucat cu dăruire, cum să știi că sport. Sunt câteva aspecte. Au avut spre exemplu, toate calitățile tranziția. Tranziția atât din apărare către atac și atac, apărare e foarte slabă la echipa noastră. Noi scăpăm pe contraatac, că niciodată nu ajungem primii la poarta cealaltă. Știi? De data asta s-a mai întâmplat. Foarte rar, foarte greu. Da, la fel în apărare, când pierdem mingea, foarte greu ne repliem. Rezultatul este istoric. Să bați Norvegia cu 8 goluri este ceva... Spunea comentatorul de la TVR, nu știu dacă o fi adevărat, ci că de 18 ani nu mai băsăm Norvegia la un turneu final. Evident. Eu credeam că n-am mai bătut-o niciodată. Cam același lucru. Nani Luneanicu, poate. Da. Bine, vorbim mâine. Mâine este o zi de joi și sigur că vor fi multe de spus. Rămâneți cu bine. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni! Bun găsit la emisiunea noastră. România reușește așadar să treacă de Norvegia la campionatul european de handbal feminin. Spunea Radu mai devreme că e suspect cum n-am mai cedat noi pe final, așa cum obișnuiam de obicei. Dar să nu uităm că turneul e abia la început, așadar avem finalul totuși încă deschis în fața noastră.
Prestație absolut entuziasmantă a fetelor, aici nu poate nimeni să conteste în toate cele trei partide. Am pornit cu Cehia poate un pic mai liniștit așa, pentru că apoi să turăm motoarele și să jucăm din ce în ce mai bine. Urmează meciuri grele în continuare, dar am văzut clar că există o forță a acestui grup și probabil șanse mari la semifinală pentru naționala noastră. Vom vedea ce urmează, o să analizăm partidele. E bine că ocupând prima poziție în grupă, am fi ocupat-o și dacă pierdeam la un gol cu Norvegia, dar n-a fost cazul. Avem două zile în plus de odihnă, așadar fetele noastre vor juca abia pe data de 9. Nu mai țin minte cu cine jucăm, parcă cu Ungaria, dar jucăm abia pe data de 9. Ceea ce e bine, acum am trecut în data de 6, după miezul nopții. Următoarea partidă va fi așadar peste 4 zile. Avem bilanțul zilei. Cine paria, așa ca o concluzie astăzi, cine paria pe ambele marchează în aproape toate campionatele pe care le-am avut azi în obiect, în vizor, campionatele astea mai interesante, ar fi avut șanse mari să câștige. Doar două meciuri din Anglia, Franța și România, în total, din toate campionatele astea, doar două meciuri n-au fost ambele marchează. E vorba de Lyon cu Rennes și Rennes cu Toulouse. În rest, de sus până jos, ambele marchează. În Premier League toate partidele au consemnat un astfel de rezultat. La fel în Liga 1 am avut ambele marchează. Până și în Cupa Italiei au fost ambele marchează. Haideți să vedem ce am jucat noi. La Euro 2000, la Campionatul European de Handball 2019, am avut Norvegia-România, spunea Sabin ieri, consultându-se cu colegii din redacție, că ar fi șanse ca Norvegia să conducă la pauză. N-a fost cazul, am condus încă de la jumătatea partidei cu 6 puncte, apoi am câștigat lejer partida, dar mai bine să te înșeli la lucruri de genul ăsta într-o modalitate de tipul în care am făcut-o noi. Mi-am adus și ochelari, acum aveți ocazia să mă vedeți cu ochelari. În România avem așa, Gazmeta Media și Viitorul, oaspeții cel puțin 4 corner, au avut 5, ne-a ieșit. Pauză sau final X a fost 2-2, așadar inclusiv X-ul, cine l-a jucat a câștigat. Am mai avut în Anglia, United Arsenal, oaspeții să aibă cel puțin 5 corner, au avut doar 4 cei de la Arsenal, așadar am pierdut acest pariu, însă la aceeași partidă X2 ne-a ieșit și ambele marchează, iată cât de inspirați, încă din minutul 30 a fost acest pariu câștigător. Burnley Liverpool 2 și sub 3,5 a fost 1-3, așadar nu am nimerit-o aici. A bătut Liverpool, dar s-au dat mai mult de 3 goluri, s-au dat 4. Everton Newcastle 1 și 0, 3 goluri. Fulham Leicester gol în ambele reprize, 1-0 pauză, 1-1 final. Wolves Chelsea X2 și peste 1,5 goluri. N-a fost să fie aici, dacă a bătut Wolves cu 2-1, ne-a stricat pariul. Și Tottenham Southampton 1 a fost 3-1. Dacă vă aduceți aminte, vă spuneam ambele marchează aici și evident era un pariu câștigător. Ne așteptam la o desfășurare de genul ăsta, gen Tottenham să câștige și ambele să marcheze. Cei care ne-au urmărit emisiunea de erau știu și despre ce am vorbit. Bordeaux-Saint-Étienne peste 1,5 goluri, 3-2 pariu câștigător. Am mai avut în handball, campionatul european, Germania-Cehia 1, 30-28 scor final, Olanda-Croația 1 cu handicap minus 2,5 la pauză, 17-10 la pauză, așadar pariu câștigător. Ungaria-Spania peste 47,5, au fost 58 de goluri. Ceva hockey câștigător și din Scoția Premiership 3 puncturi, toate 3 câștigătoare. Sperând că suntem într-un anumit echilibru cu ceea ce discutăm noi aici. Evident, discuțiile sunt mai vaste decât materialele pe care le vedeți scrise pe ecran, așadar câteodată mai veni și cu alte sugestii decât cele pe care le afișăm acolo pe ecran. Trebuie să fiți alături de noi și să ne urmăriți de la cap la coadă și pe Facebook, bineînțeles, pentru că
comentăm și încercăm să realizăm emisiunea împreună. Mergem către ziua de mâine, vorbim despre meciul zilei Unibet. Meciul zilei Unibet e destul de de familiar, să spunem. E din Liga 1, Concordia Chiajna o întâlnește pe Craiova. Craiova locul 4 în momentul de față, nu se descurcă chiar bine, dar mult mai prostă Concordia Chiajna, care n-a mai câștigat de 6 etape, iar în această perioadă a reușit să marcheze un singur gol. N-a avut niște adversari chiar atât de dificili Concordia Chiajna. Spre exemplu, haideți să vă spun parcursul acestei echipe în ultimele 6 etape. A bătut acum 7 etape pe FCSB, dacă vă ziți aminte, 1-0. Apoi a jucat așa, cu voluntari. A pierdut 4-0 și nici măcar n-a marcat. Vă spuneam, un singur gol marcat în ultimele 6 etape. A făcut 0-0 cu Dinamo, 0-0 cu Concordia Chiajna, 0-0 cu Viitorul, a pierdut cu CFR Cluj și a pierdut cu Hermannstadt, de data asta reușind să marcheze scor 1-2. Au fost toți adversarii extrem de grei, de dificil, dar până la urmă valoarea Concordiei Chiajna e reflectată și de poziția din clasament, acolo unde e vecină cu Dinamo. Bun, cotele partidei, 1.75 victorie Craiova. Craiova modestă în acest sezon. Eu am spus-o de la bun început, probabil vă aduceți aminte cum s-au iscat mici discuții pe marginea acestei afirmații, dar destul de modestă Craiova și o să vă povestesc câteva lucruri în cele ce urmează. Egalul 3.60 și victoria formației gazdă 4.75. Acum nu cred că sunt șanse reale ca formația gazdă să se impună aici, dar nici victoria Craiovei nu pare sigură. În oferta Unibet sunt, așa cum știți, foarte, foarte multe variante de pariere. Noi am mai selectat câteva. Gazdele să aibă cel puțin 4 cornere, o cotă de 1.71. Ambele marchează 2 și 12 și peste 5,5 cartonașe e o cotă de 1.70. Puntul e sub 2,5 goluri, e 1.63 cotația Unibet, așadar... Dacă vreți să jucați varianta noastră, zic eu că sunt argumente destule și vă spun și care sunt acestea. Craiova în ultimele 3 etape de Liga 1 are următoarele rezultate. 1-1 acasă cu Sepsi, înfrângere la Botoșani, 2-1. Craiova, una dintre formațiile care în deplasare e mai modestă, dar modestă a fost și pe teren propriu cu Dunărea Călăraș în ultima rundă a Ligii 1, 1-0. 1-0 rezultat consemnat la pauză. În repriza a doua, Craiova, într-un mod absolut inexplicabil, s-a blocat, s-a gripat, exact ca un motor din acela de mașină, care la un moment dat nu mai merge. Rămâne complet, complet blocat. E adevărat, a rămas și pe loc, dar nu a mai făcut un pas înainte. De neînțeles această mentalitate, până la urmă, dincolo de orice tactică pe care ți-o poate indica antrenorul, cred că tu ca jucător ești, ar trebui să fii, eu știu, pasionat de ce se întâmplă acolo. Gen, hai la un fotbal, hai să mergem să jucăm un fotbal. Cum băieții mai tineri probabil procedează și în ziua de astăzi. Nu? Plăcerea de a te duce să joci un fotbal. Plăcerea asta nu se vede la Craiova, se vede foarte multă supărare, orgolii parcă, dar bine, olteni fiind, nu ne mirăm de orgolii. În turul campionatului, Chiajna a câștigat cu 1-0. Așadar, a dat lovitura în deplasare Chiajna pe terenul Craiovei 1-0, dar a fost acea partidă, dacă vă aduceți aminte, în care Doncor era eliminat în minutul 19. Vestea bună, să spunem așa între ghilimele, glumind un pic, e că Doncor e accidentat la Craiova și nu va putea juca, nu e pericol să ia din nou cartonaș roșu și tot indisponibil e Mitriță, din nou stă pe bară după ce abia terminase de ispășit o pedeapsă asemănătoare. Mitriță e suspendat la această partidă. Craiova n-ar trebui să stea în Mitriță. Mitriță e în momentul ăsta un jucător pe umerii căruia atârnă, eu știu,
o responsabilitate, vreau să spun o presiune, dar nu știu dacă presiune e cuvântul cel mai potrivit, adică dacă descrie foarte bine ce se întâmplă, ce cred eu că se întâmplă. E o responsabilitate pe care simte el că o are față de echipă, față de, eu știu, talentul, de oamenii care au încredere în talentul lui și tocmai de aceea apare frustrarea când nu reușește să rezolve singur lucrurile astea. Ideea la sporturile de echipă că nu trebuie să rezolvi singur, trebuie să fii în slujba echipei ca orice alt jucător. În privința meciurilor directe, aici iarăși e un argument interesant. Ultimele 8 partide între cele două formații, între Chiajna și Craiova, au fost sub 2,5. Așadar, avem la Craiova, lipsește Mitriță, care teoretic e jucătorul care e un fel de Cristina Neagu, să spunem, glumind. Avem tactica asta fricoasă a lui Mangia, un antrenor foarte, foarte slab, o păcăleală de antrenor, după părerea mea. Îmi pare rău că nu e o chestie personală pe care o spun, dar din punct de vedere profesional, să spunem așa, mi se pare că e un antrenor mai umflat decât este cazul. Și de asemenea, avem până la urmă o echipă a Craiovei care nu excelează deloc în faza ofensivă. Nu în sensul că ar trage pe lângă poartă, ci pur și simplu că nu finalizează foarte mult ocazii. Greu duce mingea în careul advers. De partea cealaltă, o formație a Chiajnei, care vă spuneam, este una sterilă din punct de vedere ofensiv, un singur gol marcat în ultimele 6 etape. Cam asta sunt datele partidei. Hai să vedem și restul etapei de Liga, restul meciurilor care ne-au mai rămas din Liga 1, foarte pe scurt. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de